Salut, sunt Michael Stare, iar tu te uiți la episodul 18 din seria de tutoriale dedicate Traktor Pro 2 de la Native Instruments. Ca să fie de efect, vorbim astăzi despre efecte. Secțiunea de efecte o găsim sus, dreapta și stânga. Dacă nu o vezi, te duci frumos în setări, Global Settings, Show Global Section. Tot aici putem să decidem dacă vedem efectele, ca în cazul de față, sau vedem în stânga Master Clock-ul, ori în dreapta Recorder-ul. Bun, o să ne ocupăm acum de chestii de bază, setări, opțiuni, posibilități, apoi o să disecăm fiecare efect în parte. Să o luăm cu începutul. Putem folosi pe fiecare parte un grup de efecte, adică 3 la număr, cum vedem aici în grupul numărul 1, sau un singur efect, single effect, ca aici în grupul numărul 2. Dacă folosim single effect, putem să-l controlăm mai bine, pentru că avem mai mulți parametri pe care putem să-i modificăm. Pentru a trece de la single effect la grup sau invers, există aici o săgețică pe care o apăsăm și trecem și facem ce și cum vrem noi. Același lucru putem să-l facem din settings, effects și avem aici single, grup, cum vrem noi. Bun. De asemenea, putem avea două unități de efecte, cum ne arată acum tractorul, sau putem avea patru. Pentru asta mergem din nou în setări și avem aici opțiunea 4 FX units. Așa arată, avem într-o parte 1 și 3, în cealaltă parte 2 și 4. Cei drept sunt mai puțin vizibile opțiunile fiecărui efect, așa. Dacă n-ai S8 sau dacă nu folosești 2X1, nu știu dacă are rost să lucrezi cu 4 unități de efecte. Nu știu cum poți să le controlezi pe toate 4. Hai să revenim la 2 efecte pentru a fi totul mai vizibil și mai ușor de înțeles. Bun. Ce ne oferă tractorul ca efecte? Le vedem aici. Multe, multe, multe și mărunte, fiecare minunat în felul lui, fiecare se pretează foarte bine în anumite situații și foarte prost în alte situații. Trebuie să le știm, să le folosim așa cum trebuie și atunci o să avem un program mai bun și minunat. Avem și macroefecte, le vedem aici cu un M în față. Nu sunt altceva decât mai multe efecte combinate și care sună chiar foarte, foarte bine dacă știm să le folosim. E clar, cei mai mulți dintre noi nu folosesc toate efectele. Sunt destul de multe și, evident, în timpul programului vrem să găsim foarte, foarte repede efectul pe care vrem să-l folosim atunci. Pentru asta putem să facem să dispară de aici anumite efecte, evident, cele pe care nu le folosim și mergem în setări și hai să luăm câteva care, să zicem, nu le folosim. Bam. Mai luăm de pe aici câteva, iau la întâmplare și dăm remove. Nu le-am șters, oricând putem să le punem înapoi. Hai să luăm vreo 3, le punem înapoi. Le-am pus chiar la final. De asemenea, să zicem că am rămas aici cu 5-6 efecte pe care le folosim, restul nu ne interesează pentru că nu le folosim de obicei. Putem să le ordonăm în ce ordine vrem noi. Le luăm delay-ul ăsta și îl punem sus. Cu up and down luăm fiecare efect și îl punem unde vrem noi. Astfel încât atunci când căutăm un efect să găsim foarte repede ce vrem și de ce avem nevoie în momentul respectiv. Bun, mai departe, hai să ne ocupăm de knoburi și butoane. Primul din stânga e dry and wet. Cu ajutorul lui reglăm procentul dintre efect și sunetul original. 0% înseamnă că nu vom auzi efect deloc, vom auzi doar sunetul original. 100% înseamnă că vom auzi doar efect, fără să mai auzim sunetul original. Pentru a face un efect activ, apăsăm butonul ON de sub el. Evident, putem să facem mai multe efecte active și să lucrăm cu mai multe efecte odată. Pentru single effect, apăsăm butonul ON de sub DRY AND WET.
Foarte important, fiecare efect poate fi folosit pe oricare dintre cele patru decuri pe care ne le oferă tractorul. Da, trebuie să-i spunem tractorului pe ce deck vrem să punem efectul respectiv. Mi se pare absolut normal să fie așa. O facem foarte simplu cu butoanele astea minunate de aici. Bun. Dacă avem 4 unități de efecte, o să arate așa. Mai există o setare foarte importantă. Putem aplica efectul post-fader sau pre-fader. Adică faderul de pe canal va afecta sau nu volumul efectului. Încă o opțiune care mi se pare foarte, foarte interesantă. Save snapshots. Asta ne ajută să salvăm setările unui efect și să le activăm foarte simplu când avem nevoie cu un singur buton. De exemplu, delay-ul ăsta, punem, îi fac niște setări, le gândesc acasă, le pregătesc, apăs save snapshot și acum pot să fac orice vreau eu pe aici. În momentul în care o să apăs butonul reset de aici, o să revină la setările pe care le-am salvat eu. Evident că o să vorbim despre fiecare efect în parte. Când poate fi folosit, cum poți să-l folosești, ce setări are fiecare și așa mai departe. Pentru că e clar că nu există un efect care e mai bun decât celelalte. Fiecare efect poate fi folosit și trebuie folosit în anumite circumstanțe. Există efecte care se predează mai bine la o anumită situație, altele care se predează mai puțin sau poate câteodată deloc. Până una alta, poți să arunci un ochi pe un video care se numește Scratch cu Gator, îl găsești în playlistul Tips and Tricks de pe canalul ăsta de YouTube sau, mai simplu, direct pe tv.michaelstar.ro, e chiar acolo sus pe pagină, în top. Gata pe astăzi, mulțumesc Expert Music pentru susținere, spor la muzici și petrecere reușită!